Pe drumul comunal 56 Poiana Botizii, polițiștii secției 7 Suciu de Sus au oprit pentru control o autoutilitară cu remorcă ce transporta lemn de foc, fag și brad. În urma controlului și remăsurării volumului de lemn de pe autoutilitară și remorcă de către lucrătorii din cadrul ocolului Silvic Strâmbu Băiuț, s-a stabilit faptul că materialul lemnos nu corespunde din punct de vedere al cantității totale, depășind cu 7,29 metri cubi ce scria în acte, așa încât surplusul a fost predat în custodie reprezentanților ocolului Silvic Strâmbu Băiuț. Administratorul firmei de transport, un bărbat de 37 de ani din Borșa, a fost sancționat contravențional. Alți trei bărbați care transportau ilegal material lemnos cu căruțele au fost sancționați și ei de către polițiști la Mireșul Mare și Sighetul Marmației. Totodată s-au confiscat 2,7 metri cub de material lemnos.